ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul Eugen Tomac, europarlamentar și președinte al Partidului Mișcarea Populară. Bună ziua, domnule Tomac, și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Mă bucur și eu să fiu din nou la dumneavoastră. Vă spuneam la începutul, înainte să începem să filmăm, că v-am urmărit în weekend la Colegiul Național al PMP, unde ați făcut câteva declarații, nu știu, surprinzătoare, să le numesc. Ați spus dumneavoastră că aproape nimeni, pe plan politic, nu și-a dorit alegerea primarilor în două tururi. Da, mențin acest punct de vedere, pentru că singurul partid care în mod public a asumat, a ieșit pe stradă și a strâns semnături și a făcut o campanie de ani de zile pentru acest obiectiv, a fost Partidul Mișcarea Populară. Vă aduc aminte că noi am avut nu una, ci două inițiative legislative prin care am cerut ca alegerea primarului în două tururi să revină în Parlament pe agenda discuțiilor și cu excepția partidelor de dreapta care nu au votat împotrivă, dar și nu pot să-i acuz pe toți că au fost împotriva ideii de a reveni la alegerea primarului în două tururi, însă este evident că primarii care sunt în funcție nu-și doresc acest lucru. Și uitați-vă cu ușurință spre ce partide dețin un număr impresionant de primari și atunci vă dați seama că este evident că aceste partide sau în aceste partide nu a existat această voință. Și aici nu pot să-l pun în aceeași logică pe primul ministru Orban. Sunt absolut convins că Ludovic Orban și-a dorit, de exemplu, revenirea la alegerea primarului în două tururi, numai că a avut de ales între voința sa proprie și presiunile care au venit în mod evident din partea aleșilor locali din partid. Deci PNL nu și-a dorit, într-adevăr, trecerea la alegerea primarilor în două tururi. N-am spus că nu și-a dorit, dar și-a asumat răspunderea într-un moment riscant. Într-adevăr, cred că era mult mai potrivit ca prima decizie pe consens politic după investirea guvernului să fie acest subiect tranșat în Parlament prin vot. Deși și acolo Ponta tot a trădat, pentru că eu știu foarte bine că implicit această măsură cu care nu sunt de acord și pe care o condamn ferm, prin care i s-a acordat subvenție de la statului Ponta, tocmai pentru că a promis în negocierile pe care le-a avut cu PNL că va susține revenirea la alegerea primarului în două tururi, iată că vedem că tot acest val de neseriozitate legat de adoptarea acestui proiect ne-a pus în situația în care noi să avem această conștiință fermă că PMP a fost singurul partid care în mod repetat a insistat pentru revenirea la alegerea primarului în două tururi, pentru că nu am privit-o doar prin prisma interesului politic al PMP imediat, ci prin prisma interesului țării. Avem în România foarte mulți primari, n-aș generaliza să dau cifre abstracte, dar un număr foarte mare de primari, de municipii, de orașe, de comune care sunt incapabil să redacteze un proiect pe fonduri europene, să pregătească un plan mult mai îndrăznesc de dezvoltare locală. Ori noi, la ora actuală, stagnăm tocmai pentru că parte din administrația publică locală este confiscată de acești mici baroni, le-aș spune eu, din fruntea primăriilor, care fie prin ajutoare sociale, fie prin diferite, sigur, și reprezentând și partide care au un procent mult mai mare de încredere din partea populației, profită de acest un singur tur. Însă să nu uităm că avem această capcană la un singur tur, să te trezești cu 13, 14, 15 candidați care intră în competiție, mulți dintre ei creați de primarii în funcție, că e o realitate, nu trebuie să fugim de aceste adevăruri, și se mențin în felul acesta în funcție. O democrație reală este cea în care oamenii au la dispoziție instrumente eficiente prin care se poate consolida o majoritate de opinii. Dar revin la noi, declarația era important. Da, deci rămân la acest punct de vedere, că PMP
A fost singurul partid care, în mod onest, ferm și clar, și-a asumat alegerea primarului în două tururi. În rest, în funcție de conjunctură. Un joc? Ce a fost? În funcție de conjunctură. Dă bine la populație să le spunem că vor două tururi, spune și Ponta că vrea două tururi, spune și Tăriceanu că vrea două tururi, dar în realitate, când a fost vorba de vot, n-au votat. Am avut în plenul Camerei Deputaților. Gândiți-vă că proiectul de lege cu privire la alegerea primarului în două tururi a fost adoptat în Senat. Tacit, pentru că n-au vrut să dezbată această temă. A fost pe ordinea de zi a Camerei Deputaților timp de aproape 2 ani de zile. Proiect inițiat de noi, pe care am insistat să-l promovăm în mod repetat, toate partidele. Am trimis adrese oficiale din partea grupului parlamentar al PMP și către USR și către PNL și către ALDE și Pro-România și implicitul DMR să ne susțină în acest demers. Cum ați primit dumneavoastră vreun răspuns pe această temă din partea partidelor, așa și noi am primit. Deci nu a existat decât un interes de conjunctură. O spun clar, ferm, asumat, dar USR, fără de ce nu și-ar fi dorit? Spre exemplu, alegerea primarilor în două tururi. Nu pot să spun că nu și-au dorit, dar uitați-vă, când a trebuit să facem front comun, n-au dorit acest lucru. Tocmai pe acest orgoliu politic că noi vrem să fie doar inițiativa noastră. A existat proiectul PMP în plen, este și astăzi în plen și mâine prin vot se poate tranșa. Înțelegeți de ce nu se întâmplă acest lucru, de ce nu există acest consens? Pentru că fiecare vrea să spună că doar el susține acest lucru. Noi probăm prin fapte. Am strâns 1 milion de semnături, am avut 2 proiecte de lege, unul a reușit să treacă de Senat, este pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, dar n-a mai fost supus votului niciodată de când am cerut acest lucru și se întâmplă deja de 6-7 luni de zile. Aproape nu există lună în care să nu cerem în birou permanent ca proiectul nostru de lege să fie supus la vot. Tocmai pentru a ști clar, există sau nu există o majoritate. Tot în acest weekend, spuneați dumneavoastră că Partidul Mișcarea Populară își dorește, citesc, să facă alianță pentru înlăturarea PSD din administrația publică locală. Prin alianțe, ce să înțelegem? Că am văzut și varianta asta vehiculată, o alianță cu Victor Ponta, cu Pro-România, cu ALDE. Nu, Victor Ponta s-a dus acasă la el, la PSD, cum i-a spus Ciolacu ieri, haideți acasă. Și încă nu fost oficial, deci. Nu. Există candidați comuni deja ai PSD și Pro-România prin mai multe zone din țară, anunțați care își fac campanie. Domnul Țuțuianu este candidat cu PSD la Consiliul Județean Dâmbovița. Deci să nu spuneți că acolo nu e nimic nou. Pur și simplu se ceartă, se bălăcăresc în spațiul public, însă știu foarte bine interesul. Interesul lor este să fie uniți, să fie împreună, să încerce să-și consolideze electoratul. Deci nu alianță PMP Pro-România. Nu avem cum. Este un partid de stânga. Victor Ponta este un politician care minte foarte mult, nu-și respectă cuvântul și a dat cuvântul că va susține alegerea primarului în două tururi. Nu a susținut, a spus că un om care azi o dă jos pe Dăncilă, mâine se duce înapoi la PSD, peste 2 zile vine din nou, vrea să discute altceva cu PNL-ul. Deci toată această confuzie și neseriozitate te pune în situația de a privi cu mare rezervă o asemenea ipoteză exclusă din punctul nostru de vedere. Dar cu ALDE? Pe noi ne interesa foarte mult. La ALDE este o altă problemă. Cum ar fi? Călim Popescu-Tăriceanu. Este un lider care a stat lipit ca marca de timbru de Liviu Dragnea. Este un om politic care, din punctul meu de vedere, și-a atins limita și nu poate un partid ca PMP-ul să se așeze în spatele lui Tăriceanu. Este exclus așa ceva. Sau să există oameni de foarte bună calitate în ALDE, de foarte bună calitate, pe care îi cunosc de pe vremuri când erau în PNL. Deci, dar din punct de vedere al unei înțelegeri politice între partidele noastre, acest lucru este exclus. Sigur că putem discuta alte proiecte comune cu mare și maximă deschidere, însă nu va exista o alianță PMP-ALDE. Alte chestiuni dar cu cine, nu se știe niciodată cine ar poate putea rezerva viitorul. Face alianță PMP? Că spuneați dumneavoastră în weekend că da, apelul meu a fost foarte clar și sincer în același timp către PNL și USR.
I-am spus-o și premierului Orban, le-am spus-o și liderilor USR, am discutat și cu Nicu Șortan și cred că singura șansă pentru a obține victorii fără drept de apel în fața PSD este să creăm un pol politic acolo unde e posibil acest lucru, în județele unde PSD-ul este foarte puternic împreună. Altfel răsfirați așa, fiecare va obține un scor, fiecare va spune a doua zi că e de vină X sau Y, pentru că noi am trăit această scenă a penibilului la prezidențiale, când colegii din USR ne acuzau de ce PMP, Partid Politic Parlamentar, are candidat la prezidențiale. Poftim? Foarte simplu, pentru că suntem un partid politic validat de cetățeni, viața politică ne-o dau voturile românilor, nu comentariile politice, nu adversarii sau partenerii sau oamenii care suntem în competiție politică, ne-o dau voturile primite de la români. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred foarte clar că există o singură șansă pentru a avea rezultate care să confirme așteptările majorității cetățenilor, care au spus clar prin votul pe care l-au dat și am trecut la europarlamentare și la prezidențiale, că își doresc o schimbare de jos în sus. Asta însemnând comunități locale, consilii locale, primării, consilii județene și, bineînțeles, la parlamentare. Și din punctul meu de vedere, pentru a reuși să ai un rezultat foarte bun, că vorbim de Olt, că vorbim de Giurgiu și alte județe, ai nevoie de un consens și deci o candidat unic. Candidat unic la Consiliul Județean. Acolo unde PSD-ul are din 100 de primari, 80 de primari, este evident că prima șansă o are candidatul PSD la Consiliul Județean, pentru că are o armată de primari în spate, o armată de funcționari care se mobilizează pentru a-l susține în campania pentru la alegerile locale pentru președinția Consiliului Județean. Deci, din punctul ăsta de vedere, este limpede că nici PNL singur, nici USR singur nu poate învinge într-o asemenea competiție. Ori eu cred că procentele noastre adunate împreună, acolo unde se pot face alianțe, că vorbim de București, că vorbim de județe unde, repet, până și Dăncilă a reușit să obțină un scor mai bun decât Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale, acest lucru spune multe. Deci e nevoie de o alianță de dreapta împotriva stângii. Inclusiv în București? Stânga a făcut-o, absolut. Spuneați că ați avut discuții cu Nicu Șordan. Da, chiar ieri am ar putea PMP să-l susțină pe Nicu Șordan la primăria capitalei? Noi am spus că susținem foarte clar în cazul în care Nicu Șordan reușește să convinge alianța USR Plus sau PNL să-l susțină, vom fi și noi alături de el. Am văzut că inclusiv domnul președinte Traian Băsescu și-a arătat dânsul ar vrea să candideze dacă nu există o altă opțiune la primăria capitalei. Și am văzut chiar un sondaj apărut astăzi, un sondaj curs, nu știu dacă ați apucat să-l vedeți și dumneavoastră, unde domnul Traian Băsescu este pe locul 2 cu 29% față de Gabriela Firea, care este pe locul 1 cu 40%. Deci șanse ar fi, cred, potrivit ultimului sondaj. Eu cred și sunt foarte sincer și nu vreau să pară a ipocrizie ceea ce spun și nici că încercăm să facem vreun joc politic din acest subiect, din această temă legată de eventuală candidatură a președintelui Băsescu la primăria generală a capitalei. Dar dacă președintele Băsescu va candida, sunt absolut sigur că va câștiga acest fotoliu și ar fi o binecuvântare pentru București să aibă un primar lipsit de orice complex și de orice presiune din partea cuiva, care va pune în mod sigur pe primul loc interesul Bucureștiului și al bucureștenilor. Este un om care știe perfect capitala. Este un om care are autoritatea necesară pentru a le spune trebuie să facem acest proiect, aici trebuie acționat așa, pentru termoficare trebuie făcut asta, pentru centură va sta de dimineață până seară, până când se vor mișca lucrurile pe cei care sunt responsabili și va pune presiunea publică necesară pentru ca lucrurile să se miște. Este un om care a confirmat. Bucureștiul și-a schimbat în 2 ani de mandat Băsescu, în primii 2 ani de mandat 2001-2002, fața în mod radical. De aia în 2004 bucureștenii au dat președintelui Băsescu
al doilea mandat din primul tur cu peste 50%. Tocmai pentru că este un om care a lăsat în urmă. Deci îl ia PMP în considerare pentru primăria capitală? A putea fi candidatul PMP? Nu este exclus acest lucru. Nu este exclus și repet, dacă președintele Băsescu ar reveni în fruntea primăriei generale a municipiului București, pentru capitală, pentru bucureșteni, pentru cei câteva milioane de cetățeni care viețuiesc zi de zi în București, ar fi o binecuvântare revenirea președintelui Băsescu la cârma primăriei. Pentru că e o funcție unde nu-ți interzice Constituția să candidezi de mai multe ori. Poți să revii ori de câte ori te cer cetățenii. Deci ne-am putea aștepta la o revenire. Orice este posibil. Orice este posibil. Dar fără susținerea PNL și USR? Sau veți căuta susținere păi și de la celelalte două partide? Partidele de dreapta trebuie să susțină cel mai bine plasat candidat. Deocamdată, candidatul care stă cel mai bine în toate sondajele, care și-a anunțat public și este în campanie zi de zi, este Nicușor Dan. Noi am spus-o în mod onest, dacă vrem să nu mai rămână stânga la primăria capitale, este nevoie de o coalizare. Și am cerut și PNL-ului și USR-ului să USR Plus Alianței să îl susțină pe Nicușor Dan. Dacă o vor face, vom fi și noi acolo. Altfel veți avea candidat propriu? Altfel suntem obligați, dacă toate partidele vor spune că au cele mai bune soluții, că este PNL, că este vorba de USR Plus, altele decât ceea ce știm la ora actuală și PMP-ul va rămâne în situația în care trebuie să meargă singur, să mergem singuri în competiție pentru Consiliul General și Primăria Capitalei, nu exclud nicio variantă din cele pe care am discutat-o până în prezent, tocmai pentru că, repet, dacă președintele Băsescu va hotărî să reintre în această competiție, sunt absolut sigur că o va câștiga. Și doi, e o chestiune de decizie. Dacă președintele Băsescu merge la capitală, sigur va câștiga și ar fi un lucru extraordinar pentru capitală, pentru că este omul care știe ce trebuie făcut. Gândiți-vă că aproape toate proiectele mari care s-au desfășurat în ultimii ani sunt începute de domnia sa, nimic nou nu s-a mai dezvoltat în oraș, iar orașul trebuie extins, trebuie regândit, avem nevoie de o metropolă, exact așa cum are coordonatele necesare Bucureștiul pentru a se transforma într-o metropolă uriașă în sud-estul Europei. Este un punct economic extrem de important, avem resursă umană, avem toate datele pentru a da o nouă față Bucureștiului, însă deciziile de a schimba fața capitalei în ultimii 10 ani au fost extrem de lente. Și de aici au apărut foarte multe disfuncționalități și dezamăgiri. Că ne referim la infrastructură, că ne referim la poluare, că ne referim la tot ceea ce ține de asigurarea cu argint termic a populației. Deci toate aceste restanțe crapă acum. Și e nevoie de o mână fermă care vine și spune asta aveți de făcut, asta este direcția, aveți de-a face cu Băsescu. Și din punctul ăsta de vedere, sigur. Deci domnul Traian Băsescu va fi candidatul PMP la primăria capitalei? Dacă este nu posibil va fi... să fie candidat. Nu am spus că este candidatul PMP, pentru că e decizia pe care o anunță domnia sa atunci când spune, dragi PMP-iști, strânge semnături, mă duc la primărie. Deci totul e la decizia dânsului. Absolut. Acum PMP absolut. Susține... Aici trebuie să fim foarte corecți și nu vrem să se interpreteze greșit. Decizia noastră este clară în momentul de față de a susține cel mai bun candidat pe dreapta. În cazul în care partidele vor merge separat, atunci PMP-ul va fi obligat să vină cu cea mai bună soluție. Există și alte variante pe care luați în calcul pentru primăria capitalei, alte nume din PMP? Un coleg de-al nostru apropiat, care a fost candidatul PMP la alegerile prezidențiale, deci stă domnul foarte Paleologu. Bine în încrederea bucureștenilor. Da. Și sunt convins că o competiție în care ar intra și Toader Paleologu ar pune în încurcătură pe foarte multă lume. Dar aici există o realitate pe care
nimeni n-are dreptul să o ignore. Atunci când va exista candidat separat PNL și candidat separat USR+, atunci rezultatul este limpede. Este limpede că doamna Firea are un nou mandat și poate spune orice și PNL și USR zi de zi. Dacă aici lucrurile nu se așează prin prisma unui interes ce ține de opțiunea politică corectă, atunci lucrurile sunt mai mult decât evidente. Nimeni pe nimeni nu mai poate acuza de niciun blat că pur și simplu se risipesc voturile în mod natural. Nu există un partid care să aibă candidatul care să stea mai bine susținut doar de propriul partid. Doar PMP-ul poate oferi acest candidat prin președintele Băsescu, care nu are nevoie nici de USR, nici de PNL, merge singur și câștigă. Sunt deci credeți că e stare să o întreacă pe Gabriela Firea? Sunt absolut sigur că este capabil să convingă nu partidele, ci bucureștenii să-i dea această încredere, un mandat în fruntea primăriei capitale. Sunt absolut sigur de acest lucru. Cifrele din sondajul Curs, vă spuneam mai devreme, 29% președintele Traian Băsescu, uitați-vă, nu am văzut sondajul. Pe locul 2. Sunt aceleași cifre pe care le deține și Partidul Mișcarea Populară dintr-un sondaj? Că mă gândesc că ați făcut noi sondaje. Noi avem acum în teren o cercetare și PMP-ul întotdeauna, dar absolut întotdeauna, a lucrat cu cercetări realizate în teren. Adică atunci când operatorul merge către cetățean, îl identifică, îl legitimează, are datele exacte și pune întrebările puține, dar la obiect legate de situația politică. Deci niciodată nu am lucrat. Este și domnul președinte într-un sondaj pentru Primăria Capitalei, domnul Traian Băsescu, acum? Da, vom testa inclusiv această încredere pe care o are președintele legată de o eventuală candidatură. E firesc să punem și această întrebare pentru a ști în mod onest cum privesc bucureștenii. Dar din datele pe care le spuneți, să știți că niciodată nu a intrat într-o competiție cu un asemenea scor de încredere în ultimii ani. Deci asta arată încă o dată că există un potențial. E peste Nicușor Dan și Rareș Bogdan, două dintre variantele vehiculate din ce am văzut noi în sondajul Curs. Da, repet, există confirmații, date. Cifrele sunt, se regăsesc. Nu am cunoscut până acum aceste date, deci nu le pot, dar sunt convins că bucureștenii vor un primar implicat total, un primar care să fie de dimineață până seara în lumina reflectoarelor cu lucruri pe care le bifează ca realizate. Și văd în Traian Băsescu un asemenea primar care știe lucruri, poate să facă lucruri și a demonstrat că face lucruri. Deci, din punctul ăsta de vedere, este evident că sondajele pe care le vom vedea în următoarea perioadă vor reflecta o opțiune realistă. Aici nu vorbim despre funcția de președinte, funcția de parlamentar, vorbim de edilul șef al capitalei. Și uitați-vă, și fostul primar Oprescu, când a candidat, a obținut un procent bun la capitală și când a candidat la președinție, doar 3% îl vedeau în poziția. Deci contează foarte mult cum te privește și electoratul. De asta spun că prima noastră opțiune este să susținem un candidat comun. În caz contrar, vom fi obligați să mergem pe cea mai bună formulă pe care o are PMP. Ne mutăm atenția către relația pe care o are România cu Republica Moldova și Andrei Năstase, liderul Platformei Civice Demnitate și Adevăr, da, într-un interviu pentru psnews.ro, a declarat că, citez, ne dorim foarte mult să crească implicarea legală și transparentă a României prin toate structurile și instituțiile acestea în viața economică, socială, culturală din Republica Moldova. Cât de mult se implică România? Știți de ce râd? Că de în ce? Urmă cu 2 ani de zile, cred că aproape săptămânal, plecam cu președintele Băsescu în Republica Moldova pentru a le vorbi românilor de acolo, nu politicienilor, despre nevoia de apropiere a Republicii Moldova de România. Republica Moldova nu are nicio perspectivă, nici în est, nici în vest, pentru că nimeni nu așteaptă. Federația Rusă are suficiente probleme și convine pentru că are armată militară ilegal aflată pe teritoriul Republicii Moldova, lucru care nu-i permite să dezvolte niciun fel de proiect
strategic sănătos pe termen mediu și pe termen lung, mă refer la armata din Transnistria. Doi, Bruxelles are alte priorități, s-a concentrat pe Balcanii de Vest, tot ceea ce ține de parteneriatul estic, cum îl definește Uniunea Europeană, relația cu aceste țări din Belarus, Ucraina. Dar România, Moldova. România, cum se poziționează? Aici vreau să vă, aici vreau să ajung. Deci Republica Moldova nu are nicio perspectivă care poate fi valorificată ca și așteptare în timp. Singura opțiune, singura de care se conving absolut toți cei care vin la guvernare și după ce pleacă spun da, este singura șansă pentru Republica Moldova, este unirea cu România. Republica Moldova nu poate supraviețui ca stat. Este un stat lăsat drept moștenire ca un ghimpe în coasta României după ce s-a prăbușit Uniunea Sovietică, cu o populație majoritară românească, care timp de 30 de ani de zile a încercat să justifice existența ca stat. Și a ieșuat de fiecare dată, pentru că, pe de o parte, Federația Rusă nu și-a respectat niciodată angajamentele de a-și retrage armata și a menținut contact, un conflict deschis permanent ca monedă de presiune și negociere pe Chișinău. Doi, gândiți-vă că cu o procedură extrem de complexă și greoaie, mai aflăm și că au existat rețele care storceau bani buni din acest mecanism, aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au redobândit cetățenia română pentru a avea o măsură de, o plasă de siguranță în ceea ce privește prezentul și viitorul lor. Singura opțiune reală pentru ca Republica Moldova să iasă din zona aceasta de confuzie totală este România. Unirea, spun, deci, cu România. Absolut. Da, integrarea posibilă europeană acum, la care visează Republica Moldova este, poate fi realizată printr-o singură opțiune, prin unirea cu România. Vă mai spun ceva. În Parlamentul trecut, nu actual, că nu dețin asemenea date, dar am avut așa o curiozitate și pentru că am fost și parlamentar pentru Republica Moldova după, până în 2016 și ulterior, și aproape am intrat în contact cu o largă majoritate din parlamentarii Republicii Moldova. Din 101 parlamentari, 65 de parlamentari dețineau cetățenia română. Vă imaginați că dacă acei parlamentari erau loiali și statului român, așa cum au spus atunci când și-au depus jurământul, că n-ar fi fost nicio problemă să declare acest lucru public și prin acțiunile politice pe care le întreprindeau acolo, dar asta este o altă temă. Deci, toată elita Republicii Moldova, indiferent de convingerile politice, de stânga sau de dreapta, în proporție de 90% deține cetățenia română. E o chestiune de timp până când acei oameni de acolo vor înțelege că nu mai există niciun fel de perspectivă în afară de aceea de a lăsa chestiunile provinciale la o parte și a ne așeza deschis și discuta la masă despre cum putem reintegra acel ținut de dincolo de Prut în România, pentru că altă opțiune nu există. Și eu sunt absolut sigur că se va întâmpla lucrul ăsta. Și mă bucur că Andrei Năstase a ajuns la această concluzie după ce a fost și a cunoscut foarte bine subtilitățile și mecanismele care există la Bruxelles și unde este da, este da, unde e nu, e nu. A văzut că Federația Rusă nu și abandonează strategia de a influența prin personaje extrem de dubioase viața politică din Republica Moldova și mă bucur că a ajuns la această concluzie că România trebuie să se implice mult mai mult, mult mai hotărât și printr-o finanțare consistentă. Și mă bucur că aici premierul Orban a avut curajul să mențină angajamentul pe care l-am stabilit atunci când am susținut investirea guvernului de a crea o structură guvernamentală care să se ocupe de relația cu Republica Moldova. Și avem acum în guvern un asemenea mecanism. Doamna profesor Ana Guțu este cea care coordonează această structură, este mentar în Parlamentul de la Chișinău, cea care a contestat la Curtea Constituțională articolul prin care
puterea pro-rusă de la Chișinău a introdus un articol în care se prevedea că limba oficială a Republicii Moldova este limba moldovenească. Deși în declarația de independență a Republicii Moldova se prevede clar că limba oficială este limba română. Plecând de la acest articol din declarația de independență, a contestat articolul din Constituție la Curtea Constituțională și a avut câștig de cauză și este un om care știe foarte bine, cunoaște bine realitățile din Republica Moldova și sunt convins că expertiza domniei sale va fi utilă statului român. Mai avem 3 minute și vreau să discutăm despre un subiect foarte important. Bugetul Uniunii Europene. Știu că este o discuție, o amplă discuție în Parlamentul European, dumneavoastră știți mai multe și vă rog să ne dați detalii. Cum arată bugetul? Am înțeles că sunt probleme acum, după plecarea Marii Britanii, ceea ce era și de așteptat din Uniunea Europeană. Da, este o gaură în bugetul Uniunii Europene. Pe de o parte, pe lângă gaura pe care o lasă Marea Britanie, pentru că mai lipsește această contribuție, mai există o altă problemă foarte serioasă. Și aici poate voi face o mărturisire. Marile nostru proiect Green Deal, Pactul Ecologic European, sigur că este un proiect extrem de ambițios cu care eu sunt de acord și cred că trebuie să luăm măsuri și cred că populația trebuie educată și cred că trebuie să luptăm pentru un mediu mult mai sănătos. Însă mecanismele și modul cum este prezentat la ora actuală pe mine ca deputat ales în Parlamentul European nu m-au convins. Motiv pentru care eu nu am votat Pactul Ecologic European, m-am abținut tocmai pentru că eu cred că pentru proiecte noi, Uniunea Europeană trebuie să genereze bani noi. Ori este extrem de nedrept să sancționezi statele din Est, care au nevoie în continuare de resurse uriașe pentru fonduri ce țin de coeziune, bani pe care noi trebuie să primim pentru a ne dezvolta. În continuare avem nevoie de resurse consistente pentru economia agricolă. Ori dacă ne uităm exact pe acest exercițiu care se propune, acest buget care se propune pentru 2021-2027, lipsesc vreo 80 de miliarde exact de la fondurile de coeziune și agricultură. 80 de miliarde de euro sunt foarte mulți bani și în mod clar că negocierile pleacă de la aceste realități. Și bineînțeles că dacă nu suntem pregătiți, dacă guvernul nostru nu acționează extrem de inteligent cu un lobby puternic zi de zi, președintele în Consiliul European trebuie să se alieze cu alt șef de stat sau de guvern din Uniunea Europeană care să susțină menținerea unor cheltuieli corecte în ceea ce privește coeziunea și agricultura în mod special, pentru că pe noi ne afectează în mod direct. Mai există o problemă în Pactul Ecologic European, și anume, România, pentru a respecta toate criteriile stabilite, are nevoie, de altfel și toată Europa, de măsuri radicale pe care trebuie să le ia în ceea ce privește sursa de energie. Ori noi știm foarte bine că parte din industria noastră este menținută în viață când ne referim la complexul energetic Oltenia, când ne referim la Hunedoara. Sunt entități care trebuie salvate. Ori dacă se va implementa acest proiect pe repede înainte, sigur, cu fondul pentru tranziție, cu toate aceste mecanisme create, unde știți cum se întâmplă? Ți se spune, asta este planul, ești în stare să-l atingi foarte bine, nu ești în stare, bună ziua, vezi de drum. Asta este situația, n-ați fost capabil să atrageți fonduri europene. Ori noi suntem restanțieri oricum și astăzi, pentru că nu avem autostradă care să lege Bucureștiul de vest, nu avem o cale ferată care să ne ducă în câteva ore până la Viena. Deci sunt multe restanțe pe care România încă le are și vin și acest set de priorități care pe mine unul mă îngrijorează și tocmai pentru că Comisia are această pretenție, repet, extrem de îndrăzneață, extrem de curajoasă de a transforma din temelii toată Uniunea Europeană. Gândiți-vă că până în 2024 trebuie să
se reformeze toată industria auto. Vom avea doar mașini electrice. Dispar pompele. Ne vom încărca autoturismele doar cu curent, doar cu sursă. Vor veni într-adevăr alte provocări pentru țara noastră și nu numai. E o temă despre care se discută puțin, pe care o înțelegem încă puțin, dar va trebui să ne pregătim pentru acest proces, tocmai de aceea, pentru că eu nu am fost convins că această linie asumată, repet, extrem de nobilă, cu obiective extrem de curajoase și corecte, dacă mecanismul pe care și l-a propus și procedurile pe care le vor implementa în următorii ani sunt cele mai potrivite implicit pentru noi românii. Din păcate va trebui să închidem acest interviu. Tocmai de aceea m-am abținut de la votul pentru Pactul Ecologic European. Dar cu siguranță vă așteptăm și data viitoare. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Să detaliem. Mulțumim.